Salut, domnul Răzvan! Aici suruța ta foarte frumoasă te-a întâmpinat cu bucurie. Stai, mă, că nici aia era, îți fii atent ce lipsiți, da? Vin? Nu m-a simțit pe ora, nu am dat pe Da, da. Foarte frumos. Văd că un mânz se lipsă de aici. Fii atent că cățelușul e aici, să nu-l calce. Da, să nu te calce. Hai că te calce. Hai grijă că-l calcă. Nu trebuie să-i dai drumul aici. Nu mă că-l iseci. De la asta i-am dat mânzul. Deci mânzul din Iași e frizian, așa-i? Să pămiți Iași și pe ea vreau să dau. E pică client. Foarte frumoasă. Nu am să pot povesti. Mai lucrăm ceva cu ei, că e toamnă. Masa o pui de ciulin, că acolo unde le-am făcut au un gard. Nu plătea de ciulin, n-au vrea să-i fură, că tot au avut de lucru. Ba una, ba alta. Și e scai. Că tot acolo e mai bună mâncare, unde e scai și de asta. Frumoasă suruța ta. M-a lăsat pinț. O să mai lucru arice cu ea. Aș pune pe aia cu mânz, dar nu-i greu să port mânzul după mine. A? Aș pune aia cu mânz, dar nu-i o prins pe ea? Ai mai pus-o? De vreo două ori. Și cum se prezintă? Bine, că-i cu care cu minte. Fii atent că îl miroase pe, o miroase pe aia mică. Dar păi se bagă pe suie, să vezi că se bagă pe suie. Iată, acum se întinde. Ce e prea tine? Câinele cu calul. Aha. Ce când îl văd așa micuț? Asta vreau să o dau, mă, dacă... Sura! Și mă las numai pe sure. A, tărcata. Să mai tomi ce fie când am dat mânzul. Ia uite-te-le. Să mai tomi. Ce-i tu? Crezi că s-o mai tomnit un pic, stai? Da, s-o tomnit. Și mai de noapte și până acum nu le-am pedat de mâncare. Ia, au fost oare pusă la călărie vreodată? Duce călare. Duce, stai? Ai încercat-o tu? Nu încercat. Nu să mai tomnească. Ce faceți, fetelor? Tu? Vine să te vizitezi. Da, dar e frumoasă. Hai la tata, tu. Hai la tata. Cum te văd, dai văd cum vin acasă. Aha. Hei, tu, hai că nu-ți fac nimic, o drogă. Îmi place să fie filmate de zile. Da, sunt frumoase, toate. Bă, fii atent, ea are culoarea, mă auzi?
ce? Ea are culoarea lui... A avut stelică unul așa. Ala, știu. E ce l-a vândut la băiatul la șant, la Bistrița. Hai mă, de-acolo. Lasă-l, lasă-l. Că se uită frumos acolo. Ala mi-a deschis un pic. Tu vezi că cățelușa știe că astea-s mari. Aia trebuie cordonul ăla, dă-i-l jos ăla, trebuie tăiat ăla, că e cam lung. Ăla-i de ăla de purici. La frate meu îi place, ea este micuț. Cățăi? Aha, îi sufletiți fratele tău. N-am gestul eu pe aici, n-am gestul numai. Ai tu caii tăi și ciubănești. Trebuie să-mi fete cățaua. Asta ciobănească? Eu zic că ți-i fătata asta. Nu-i fătata, spune. Zici tu? Dar așa are un gen. Aia e bună de lapte. Zici că s-a împodobit? Eu că prăsta, dar mai n-a pus să se învețe cu el. Și de să agață să-și poată trage. A, de aia zici că e împodobită de, cu căpăstrul ăla? Cum e viața pe la fermă? Bun de lucru. Cum e cu, cum e cu târgurile? V-a afectat, așa-i? S-a afectat, da. Dacă nu pot mai mult, nu pot să-ți vin. Mă sună cineva din Timișoara să mă întrebe de negreni. Că se lasă? Da, dar păi eu am zis că nu se lasă, că doar am foc acolo. Ne, tu lasă. Lasă. No, deci ea are culoarea la armăsarul ce l-a avut stelică. Amânzul ăla mic, știi? De 2 ani. Dar iarna se înfie, că se face în iarna. Bine. Ia uite. Ha? E gestantă. Ai dat-o la muntă? Da, te chemnis, cred că. Dar păi ea trebuie să o mai lași un pic, nu? Da, are 3 ani ce să mă. Te chemnis gestantă. Ești că cățelușa asta trebuie să-ți fete, ia uite-o. Trebuie să fete. Eu zic că e fătată. Și interesat de cățăi. Dar eu zic că trebuie să-ți fete, eu zic că ți-i fătată. Și nu știu tu unde-s cățăie. Nu fătată, că iau zemul. O vedeam eu, dar nu. Așa e unul. Se poate. Se poate. Oh, dragă. Oh, dragă. A părut iară tăpus. Și Adela ce vârstă are acum? Vreo 5 luni. 5 luni, cam așa. Nu ți-o minte tăte cât ele am. Da, e frumoasă Adela. O, dragă. De ce te-ai agitat atât? Nu, mi-a să o înțep. O sub gestul de apă, are gestantă. Deci, fii atent, cea sură de acolo de la garții gestantă și asta tărcată. Și aia tărcată. Deci tărcată tu dacă o vinzi acum, o vinzi gestantă. Așa, și sura asta e gestantă. Asta e gestantă? Da, chemi nici gestantă. Deci inclusiv sura închisă. Dragă. Asta ar pune nasul. Asta e trios de acel din Huedin, e la Michi, poate îl știi. Da. Le-ai dat cu armăsarul din Surâi. Le-ai armăsar românesc, 100% din câte am înțeles. Aia de acolo e cu unul de la Dorin. Care? Aia de lângă gard. Aia sura? Are mânza. Sura. E cu unul de la Dorin. Ce culoare? Negru? Negru. De ce nu poți tu? Ciulinii tăi. Îți plini, am că ți-am spus că am îngrădit acolo. Dar păi cine a costat la acum curăță la ei? Și n-am vrea să-i curăț, n-am vrea să mă ocup de ei. Mă sunt agheați cu căprăs. Tu știi că m-am teleportat toată așa? Zic că mere bune am luat de la tine. Și acum sunt că... M-ai făcut de pălin pe grămadă. Așa trag la tine, Cristi, parcă nu le-ai dat de mâncare. Tu ce tu de aici? Poți să o tragi înapoi acolo. Hai, de ce înapoi? Parcă când vii cu abrag la ei. Du-le încolo, uite-te, du-le încolo către asta, așa, păi vine-le înapoi. Iată ce abracă
Foarte frumoasă, îmi place de ea. Toate crezi cu minți, nu-s călăpăghiți. Mânza de la ți-i de dat? Ai, nu știu, nu știu. Și-aș dau-o, și n-aș dau-o. Depinde cum pică clientul. Dar ea se marcă din ea. Este frumoasă. Acum am deparazitat-o. Mai deparazitez-o tot și după aia vreau să-mi țărc. La cât o țărc? La 7 luni? La vreo 6 luni în țărc. Până la cât poți să bei lapte? Și apa e gestantă iară. Prima, dacă mai lucru și cu apa. E, n-a păut. Ia la asta mică cum aleargă ea. Da, e întors, când e întors ca aia. Acum n-am văzut la ciobani. Yeah. Acum le sete că nu las în poiat. Dacă îi las în poiat, nu mai mărtătă zoa afară. S-ar sta înăuntru, știi? E și calca vara, e calca. Așa că rândul, mai bine într-o calcă-i cald. Ai și găinuță de liliputi. Am, mamă. Câte? 4. Și le-ai luat un cocoșel micuț? Da, 2 cocoșe și 2 găini. E, deci perechi. De acolo mai are vecinul ceva ponei. Am văzut. I-am văzut că au nechezat când... Să înțeleg la oaltă. E, dar le-a dat drumul, vreodată cu ea, nu? Nu, ne-am dat-o să uită odată gardă. Poneiul, încoace? La măsarul. La iepe? Și? S-a agitat? S-a bătut un pic. Dar pe ponei ăștia nu sunt un pic mai... Mai ales dacă ai armă sărușa, apoi ți le strânge și ți le strețează. Și frizianul meu a plecat. Ești că la Cluj s-a dus? La Cluj. Nu, las că e bine, că e aproape. Puțin să-l vedem dacă... Ăla se va face frumos. Dacă ai grijă de... Libertatele... Ai adus văcuțele înapoi acasă? Le-am adus acasă. Când le-ai adus? Eu, când au fost frigurile alea, când au brumat. Și nu le mai duci, așa-i? Nu, dar sunt afară aici, dar nu le mai duc acolo la bună. E, înapoi, ei... Hop, 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 hop. Uite-te. Stai, lasă-l un pic, să nu se agite. Asta ne-a întâi de prăpădită. Care? Sura? Sura închisă? Sura închisă? Nu, asta. A, sura... Uite-te-le, bate, haide-ne. De ce oare? E gestantă și stresată sau ce? S-a agite, ale. Am lucrat prea mult cu ei și s-au bosit. Hai de acolo. Ce caută? Hai de acolo. Hai, lasă-o, lasă-o un pic. Lasă-o. Lasă să se călare. Deci că ai pus la prietena de la... pe... Ce picioare blănichiare? Nu știu, nu. Și când îți pleci în ala? Vrea să
juca, numai cine are timp de joaca lui? De câine de buzunar. În două luni nu mai e de buzunar. Trebuie să le iau ceva căpreaste noi. Că da, ne-am rupt. Am văzut dintre alea așa simple. Alea nu-s bune. Uite de astea, le iau că astea-s mai tari. Astea cu oațe așa împletite. Uh-huh. Mai tari. Le-o rup să mai agață pe-n gardă. Să mai scartină de niște destul de beton. Că de-aia n-au comă, că de-aia cum să scartină destul de beton. Uh-huh. A avut căpușul, a avut la muște. Ia că, ia că a văzut cățelul. Oh, oh. Nu am calcă, că ea nu citea. Dar că și-o tras piciorul. Și noaptea, până pe oiată se bagă pe suiei. Mă, să nu calce. E mai dinți. E ce dință. Ce dantură. Frumoasă. Dă-te înapoi. Dă-te înapoi. E înapoi. Te înțelegi bine cu ea, stai? Mă înțeleg că-s cu minți. Fii atent, asta va fi puternică la 4-5 ani. Rupe șoseaua. Mie nu-mi trebuie că ai prăpăgiți. Mai le bagă mama mâncare, mai le curăță. Oricum e foarte cu minte, n-ai ce, tot să-ți cu minte ăștia. Că ai prăpăgiți nu trebuie. Eu când nu-s acasă, eu mai s-o ocupă mama de ei. Că se poate băga toată lumea la ei. Aha. Am ca o prăpăgit să reap de foame. Că nu se bagă nimeni la el. Trebuie să le cure, să le iescă. Am apa împuiată, beau când vreau ei. Le-ai tras apă? Le-am tras, am muncit de vreo 4 ani. No, foarte bine. Le-am tras. Nu trebuie să car cu gălețele. Da, păi nu trebuie să car, nu. Când li seache, beau. Ai cu dintre ăla? Cu adăpători. Ai cu adăpători? Uh-huh. Ne-am făcut cât de cât un pic de domnie. Foarte bine. Domnie pentru tine mai tare. Ha? Și pentru tine domnie. Și pentru mine și pentru ei. Că nu-i tătuna să bea apă când le dau sau când vreau ei. Uh-huh. Când le seache, beau. Altfel mănâncă și fânul. Ce ciucuri are. Ia-s-i frumos, mai până am atâția limbrici ce au avut de nu m-am tratat-o. Trebuie să mai o tratez o tură. Că fac de la lapte, de la iarbă. Ce ai o, dragă. Ce, știi cum la copilul meu. Eh, de-aia au făcut așa, ai? Cred că de-aia. Care e cel mai bun gunoi? La iarbă? A. E ca, e vacă. E tăte, alurile. Eu pune cureț, îl pun în căruță și îl aduc direct. Eu nu fac stivă în spatele poieții. Nu faci așa, ai? Să le mirau să la vecină. Să se înăcăjească. Îl aduc și îl împrăștiu. Nu mai e. Altfel e și iarba, mai cu putere, mai altfel, să face și iarba la. Îi dai ce-i trebuie, dacă nu, n-aș avea pășunie la ei. Să duc bună, nu știu pe unde. Dacă se cam gata mâncare. Ce vrăbiuță. Ia ce grozav fi asta. Frumos.
dinții sau unde. Aha. Ia uite ce frumos e. Cum stă aici. Da, aia mă gândesc că mai, e mai tânără aia mică, nu? Da, de deodată. Deodată cu aia, cu aia mare? Uh-huh. Auză-l pe la mic, mă. Alarmă falsă. Ce la dă când mare unul mic aici. Hai mă de acolo, hai, hai.